Viitorul a ajuns miercuri la Medulin. Echipa lui Gheorghe Hagi a susținut un prim antrenament în nocturnă la care a luat parte și noua achiziție Peterson Pesania. Portarul brazilian a fost transferat de viitorul de la Petrolul Ploiești și s-a alăturat lotului chiar înainte de plecarea în Croația. La Medulin, fece viitorul va participa la turneul amical Arena Cup 2016 alături de alte șapte echipe. Constanțenii fac parte din grupa Histria, acolo unde au mai fost repartizate două echipe din din Croația și Fece Copăr, formație din Slovenia. Din cealaltă grupă, Belvedere, fac parte două echipe din Austria, Locomotiv Zagreb din Croația și Feca Teplice din Cehia.